Protestele de amploare continuă în drobeta Turnul Severin. Cetățenii ies în fiecare seară să-și strige nemulțumirile față de guvern, nemulțumiri ce îi apasă din ce în ce mai mult. Peste 200 de persoane s-au adunat seara trecută în fața prefecturii din Severin. Protestatarii, în mare parte tineri și adolescenți, s-au adunat noaptea trecută în fața prefecturii din Drobeta Turnul Severin. Aceștia au scandat jos guvernul, libertate, demisia și au făcut gălăgie cu vuvuzele. România a fost împânzită de oameni nemulțumiți care au ieșit în stradă fără să le pese de restricții. În decursul acestui proiect, jandarmeria a aplicat un număr de 7 sancțiuni contravenționale, dintre care 3 amenzi în valoare de 1500 de lei și 4 avertismente. Manifestația publică s-a încheiat fără niciun incident pe timpul executării misiunii. Până în acest moment, în urma verificărilor, a fost aplicat un număr de 7 sancțiuni contravenționale, vorbim de 3 amenzi în valoare de 1.500 de lei și 4 avertismente, conform prevederilor legii 55/2020, pentru nerespectarea măsurilor individuale de protecție. Menționăm că în urma protestului nu a existat incidente între protestatari și forțele de ordine. Urmează ca după vizionarea tuturor imaginilor video să fie aplicate măsuri specifice pentru fapte de natură penală sau contravențională. Facem precizarea că pe timpul stării de alertă, numărul maxim permis pentru participarea la adunări publice declarate este de 100 de persoane cu respectarea tuturor măsurilor de siguranță sanitară. Inspectoratul de jandar județean Mehedinți va asigura în continuare condițiile de siguranță pentru exercitarea dreptului constituțional la liberă exprimare și va urmări permanent respectarea de către participanți a prevederilor legale. Protestul a fost generat de măsurile și restricțiile impuse de autorități în contextul pandemiei de COVID-19. Strigătul care se aude este libertate, iar inamicul principal pare a fi secretarul de stat Raed Arafat. Protestatarii resping noile restricții, a căror utilitate nu o înțeleg și au manifestat și contra vaccinării.